Șefu, dar dacă v-ați convins că totul a fost o înșenare de-a lui Mărlanu de Mărlanu, de ce ne mai pedepsiți? Pentru prostie, popaza, ce ești. Pentru prostie, mă! Cum e posibil, mă, să mă ducă de nasul amară de tilicar? Poți să încep, șeful? Gură că te crăp! Cum e posibil, mă? Da, am crezut că dumneavoastră l-ați repus în grad. Hai, mă! M-ai văzut tu cu ochii ai tăi, chiori, chiorete, făcând așa ceva? Nu să trăiți, da? Am crezut că... Chiorete, să crezi la biserică, nu aici! Aici este armată! Și unde e armată, nu-i tocmeală! Te tocmești cumva cu mine? Nu să trăiți! Vrea cineva să se tocmească cu mine? Nu să trăiți! Bun, atunci rămâne cum am stabilit. Penalizare, jumătate de sold de pe următoarele două luni și două săptămâni consemnare în unitate. Păi, dar ce-i șeful? Eu dacă nu mai mă duc la filmări, aia mă dă afară. Stai, mă, liniștit, că nu te dă nimeni afară. Că doar ești marele Costelop. Pârți! Gogoașe, de marcă, bă, trei bulioane la băiatul, ia. Dar de ce? Uite așa, bă, ca să completez sol, dacă din cauza ta m-a penalizat pe mine șeful. Dar de ce din cauza mea? Hai, dacă tu nu-i dădeai bani, pompălăul ăla în avans, ca să facă el distracțion, noi nu cădem acum, mă, în păcatul ăsta, bă. Nu ne făceam de râs la șeful, mă înțelegi, bă, tâmpitule? Corect! Gogoașă, 3 milioane. Păi și nu asta de ce? Păi cum adică de ce? Păi adică eu sunt mai prost ca asta sau care-i treaba? Ce este? Gura! 3 milioane! Mărlane de bani! Ce bani? Cum ce bani? Cum ce bani? Nu face pe prostul cu mine! Banii care ți-am dat pentru petrecere! Să-mi dai încă mingeri caponale, banii mei! Păi nu mai văd de unde, că ce-ați mâncat, ce-ați beut? Mărane, nu mă enerva, că le spun la caporal că banii sunt la tine și nu vrei să-i dai. Băi, t-ai nebunit pe mă bagi în gură la hienele alea? Ce bine știe de mine, mă, că sunt și eu un soldat amărât, mă, ca și tine, mă. Mă, Gogoa, și noi soldați am trebuit să fim uniți, mă, prietene, ca să putem rezista în fața opresiunii celor mari gradelor. Hai, dă-i tu de la tine și ți dau eu când ies de la rest, când iau... Ce să dau, mă, de la mine, că n-am ieșit în unitate, n-am produs nimic, ai uitat că sunt și eu consemnat? Bă, Gogoașe, mă, bă, tu-și prost, mă, bă, tu risc să te dea ăia afară de la filmări pentru un rahat de bani, mă? Da, mă, dar risc. Ce mă fac? Ce mă fac? Bă, țâmpitule, mă, bă, 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 prietene, tu trebuie să lupți cu superiorii, mă, cu tirania. Nu ce da, bă, nu ce da! Nu te lasă să ajungi la filmări, amenințe-i, bă, și tu că-ți dai demisia din armată și că pleci. Să vedem ce fac. Îmi dau! Bă, tu știi că nu ești prost degeaba? Știi că ai dreptate? Ăștia nu o să mă lase să plec din unitate pentru că ar însemna să renunțe la șpăguțele care le iau de la mine. Păi și ce ți-a zis? Plus de asta... Dacă se află la centru că le pleacă soldații din armată, tocmai acum când se zbat să facă recrutări, o să iasă Iureș. Ah, să mor, Marcel Iureș. Ăsta e megastarul ăla cu care mai mă cunosc eu. Mărlane, să știi că ar trebui să-i ameninți și tu că pleci din unitate. Că dacă suntem doi, o să-i speriem mai tare. Bine, până atunci speriei tu, hai. Deci dacă vă reduc soldele, renunțați la armată, da? Exact. Definitiv și irresponsabil. Irrevocabil. Așa. Băi, băieți. Și eu vreau înapoi și gradele de sergent, pe care le-am câștigat cu sudoarea frunții, în unitatea asta de idioți, în care eu sunt cel din tâi. Cel din tâi dintre profesioniști. Cere-le, fraiere, și tu, că o să rămâi ciuca bătăilor de joc la caporali. Puteți să mi le dați și mie, șeful?
Dar cum să nu covoașe? Să le dau la amândoi, mă! Stați să chem pe cineva care să vă ajute să mi le puneți! Nu-i nevoie să ce vă pregătiți-vă! Vandom! Nu! Idioților! Păi voi mă șantajați pe mine, mă! Și acum, ce facem, idiotule, că m-am cauza ta așa de mânchiși aici? Cu tremur! Toată lumea apare cu tremur! Apare, idiotule! Deschide la uscăi cu tremur! Dar nu poți să deschidă burta ta! Dă-te la o parte de grație! Cer capul ăla, dracu, prăstie! Deschide-mă, că mâni ca șomoranii grăpasul dărbătării! Urlane! Gogoașă! Bă, nu vă fac nimic! Vreau doar să discutăm! Veniți de bună voie, că dacă vă găsesc eu, discutăm dublu. I-ai găsit banda mea? Nu, domn caporal, dar să fiți sigur că n-au nicio scăpare. Băi, dacă îi găsești, să-mi dai și mie, ca să-i... Și mie la fel, ca să-i... Și mie! Și mie! Și mie cine-l deschid? Era deschis, ce nu spui ce era deschis? Urlane, suntem nenorociți. Tu mă faci, mă, pe mine nenorocit. Zi mai bine ce ne facem. Eu plec din unitate, până să liniștesc apele. Și ai face bine să pleci și tu, ca să-i punem pe jar. Și când o să fie mai agitați, ne întoarcem. Întoarcem victorioși! Uh-huh. Corect, bă, corect, ești deștept, prostul dracu! Dar unde n-ai bașat de noi până atunci? Unde-ți, tu unde te duci? Mă duc unde nici nu s-ar gândi vreodată să mă caute! La teatru? Să rămâna, mamică? Iu, drace! Ce mai speria coștele? Cum mă naibi, bă, bunicule, potibil să dai unul cu două zaruri? Eu nu mi-ai spui mută! Ia uite aici! Hop! 7-3! 7! 3, toți! E rândul tău! Surpriză! V-a fost dar de bine! Ce cauți mai aici? Mă, să nu de e necuratul! Să fii dezertat din armată! Că rup făcălețul ăsta pe tine, bă! Nu, bă, mică, cum să... Eu să dezertez de la... Vai, nu să... Sunt în permisie, mă, mică. Am trecut să te văd, pentru că mi-era tare dor de matale. Nu minci! Dar nu mint, mă, mică, nu mint. Vrei să jur? Da! Zi după mine! Să-mi vine spumele ca lui cățelul lui Elvirica și să dea ștrechea în capul meu, ca în capra lui Băgheu, dacă jur strâmb în fața lui mămica mea iubită, pe care o respect și o iubesc ca pe Sfânta Evanghelie. Amin. Jur! Jur! Acum ești mulțumită? Nu! Dar detectorul de minciune e stricat. Mă rog, deci ești în vacanță, nu? Exact, mămică. Săriți, hoții, ne spați din locuința! Bă, bunicule, ce-ți chiar nu vezi că-i nepoată tu, Ferdi, a venit acasă? Bă,
Bă, nesimțitule, pe cine faci tu, mă, Chior, că te găsești ce dracii? Ce faci, bre, după ce că vine acasă odată de la an în parte, mai te apuci să-i dai și cu mingea în coaste. Frate-mi, ufezi! Ce-a fost dor de noi, Ferdi? Nu ce-a fost? Mă, a devenit așa apatic de la un timp, bunicule, nu știi cu el. I-am căutat peste tot, șeful. Eu cred că au părăsit unitatea, să știți. Mă, sunteți siguri? Da. Atunci să sărbătorim. Pupăză, ia scoate șampania aia din dulap, hai. Desfă-o, desfă-o. Așa, așa. Uite-mă, așa, panie. Sărbător. Stai grecul la un loc. Ce șampanie este. Auzi, șeful? Da, totuși, noi ce motiv avem să sărbătorim? Că, nu știu, nu-mi dau seama. Că am scăpat de doi idioți leneși și fomiști. Hai noroc! Sănătate și noroc, șeful, dar pe mine vă rog să mă scuzați. N-ar trebui să fiți trist că ați pierdut și paga de la gogoașe, ai? Nu, Chiorete, că nimic nu se pierde, totul se transformă. La voazie! La voazie! Nu, șeful, șampanie. Chiorete, Chiorete. Cât despre șpăguța de la gogoașe, se compensează cu soldele lor pe care le voi încasa eu. Mă credeați prost să anunț că au plecat din unitate? Dacă sunteți cuminți, o să vă dau și vouă câte ceva. Că eu știu că el cotiza și la voi. La noi! Doamne, să nu se mai întoarcă! De ce se mai întoarcă, mă? N-au niciun motiv. În civilie nu-i freacă nimeni. Dar e o oglindă, mă, mică, lucește! Păi dacă e oglindă, de ce nu mă reflectez, mă, în el, mă? De ce nu mă văd, mă, în el, mă? A, de ce? Pune mâna și freacă, leneșule! Nu-și bate nimeni joc de ei? Dicălutu, di! Așa, așa, dă-i bătaie, tătăițule! Dă-te, Rică, dă-te jos, mă, că nu mai pot! Ce vorbești, bă, ia să mai poți! Bunicule, ăsta nu vrea să mă plimbe! Bă, nenorocitule, bă, bă, nenorocitule, bă! După ce că nu dai pe acasă cu ani de zile, nici măcar nu vrei să-i faci o bucurie lui ăsta micu! Pune mâna și plimbă-l că te dezmoșteneze, te găsește draci! Plimbă-l! Așa, vreau să mă plimbe până adorm! Și dacă rămân fără bani? Pupăză, cum să rămână fără bani? Că nu mai cotizează la voi! Cine să le ia bani? Mă, Coștele! Tu ai scuturat vreodată în viața ta vestonul ăsta? Da, mă, mică, zilnic! Bă, nu mă minți, mă, îngălatule, mă, că nu l-ai scuturat, mă! Eu l-am scuturat adineori, mă, și uite, mă, ce-a căzut din ei, mă, ce-i asta, mă? Ce-i, mă, ispita asta, mă? Ce-i, mă, mizeria asta? Sunt banii mei, mămincă. Ce îndrăznești? Să fii cu atâția bani în casa mea? Nu ți-am zis, mă, de atâtea ori că banul e ochiul dracului? Ce vrei, mă, să-mi bași dracul în casă? Ce-a confiscă. Dar sunt munciți, mami, dă-mi înapoi. O să ți-i dau când o să te înșori, dacă te mai înșori. Până atunci am să-i încui în lada de zestre. Că diavolul trebuie ținut închis. Ce, vrei să-i cheltui cumva pe dezmărții de prăvare? Că diavolul așa te învață. Fracă!
Haide, șeful, că mai puțin și ne facem să-l și individiem. Să ce, mă? Adică să avem pismă pe trânsii. Păi aveți și de ce, mă, să-i invidiați? Ei se culcă când vor. Se trezesc când vor ei. Îngele, gelașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Dumnezeu. Oștele! 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 Școală, că ai dormit destul! Treci și dă de mâncare la vite! Iertați-ne, șeful, vă rugăm de suflet! Da, am fost niște dobitoci. Vorbește numele tău! Am fost niște dobitoc. Mă primiți înapoi! Vorbește numele nostru! Ne primiți înapoi! Eu știu, mă. Să mă mai gândesc, să mai reflectez. Vă primesc, mă. Da? Cu o singură condiție. Amândoi pe o singură soldă. Obiecții? Perfect. Andăm! Ordona, șeful. Doi pe ăștia la ei în dormitor. Oh, îmi rup hernia cu ăștia. Stai, mă, liniștit, mă, că dacă ne dă și nouă șeful ceva de la aia, o să avem bani să le împăcăm pe fete. Nu o să ne dea pupăză niciun franc, o să vezi tu. Bine, bine. Ne dă, mă, ne dă. Dacă ne-a promis, ne dă. Plus că are și interes. Că dacă nu ne dă, atunci o să fac o plângere că primește foloase necuvenite și îl dăm în gât. În gât îl dăm, cinci. Marta, Magi, s-a întors. Ah! Stai. Adio, banii. Stai. Stai, nu te panica. Lasă că-i fac eu să plece iară. Că dacă nu... Ce căutați, mă, aici? Ce căutați, mă, aici, mă? Ce căutați, mă? Veniți să mă băgați în foame! Ce mai vecine? Dă-i, mă, și tu, nu vezi că fac mișto de noi? Dă-i, ce... Ce să dau? Că e gata fărâmați ăștia, ai leșinați, pupăză, tu nu-i vezi? Stai, am uite. Iar? Fii atent cum facem. Mergem la magazie, luăm motostivuitorul ăla mare, îi încărcăm și afară din unitate cu ei, mă. Și la plancton ce zicem, pupăză? Îi spunem că l-au șantajat pe șeful și atunci el a ordonat să expulzăm din unitate și să nu se mai întoarcă niciodată. Rămâneți cu noi! Da, vă grab! Revenim imediat! Au plecat iară, a? Au plecat, șeful. Și
au făcut și un gest pentru dumneavoastră pe care mi-e și rușine să vi-l reproduc. Pentru că era ceva de gen... A, dar ce să vă mai zic, șef? În cazul ăsta nici să nu-i mai prind pe aici, mă! Mă, Gari, și le restructurez și posturile, ca să fiu sigur că nu le mai văd fețele pe aici. Păi și sondele? Lasă-mă, că nu era oricum cinstit. Ba era! Ba nu era. Ba era! Ba nu era! Ba era! Ba nu era! Ba era! Mă mai trezeam băgat și pe la venituri necuvenite. Renunț la bani, renunț la tot, numai să fiu sigur că i-am învățat minte. Așa, șeful, renunțați noastră la bani, la tot, renunțați! Renunțați, pentru că de asta sunteți... Om! Bun, ce-am mai dormit? Da, eu. Bă, unde suntem, bă? În afara unității! Păi nu trebuie să fim în unitate! Ba da! Asta înseamnă că nu ne-au primit? Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem la... Nu! Nu vreau, nu vreau, nu vreau! Deschideți! Dați-ne drumul unitate! Haide, șefă, că mai e puțin și ne face să avem și indivizie pe ei. Hai, mă, hai, mă, șefă. Băi, nu ne concentrăm de la voi. Numai cu citate de-astea celebre din Rebus. Ce trecu, că la mine e bine, n-am stat ciopii. Ăsta micul?